Ok, astăzi m-am gândit să facem un unboxing și am primit firele. N-am avut răbdare, așa că am tras un pic cu ochiul, dar vreau să vă arăt ce mi-au cumpărat. Și anume, niște minunății, niște minunății. Prima dată când comandez de pe acest site, am avut nevoie de niște culori pe care nu le-am găsit de pe site-urile de pe care dau comandă de obicei. Așa că am luat de pe site. O să vă las linkul în descriere. Și am luat aceste minunății. Ok. Op. O croșetă. Da? Numărul 2,5 mm. Ok. Nu aveam 2,5. De fapt am avut, dar mi s-a stricat mâinile. O foarfecă, că de mult îmi doream o foarfecă. Ok, doamne, ce bine arată. Ia să desfacem, să desfacem, să desfacem. Ok, wow. Ok, cam țeapănă. Da, cu siguranță o să fie ok. Taie. Ia să taie. Wow, taie foarte bine, taie. Yes. Ok. Ok, aceste fire de la Flowers. Asta e codul 320. Da. E un degradé. L-am luat ca să fac o păturică de dormit. Și asta la fel. Ok, o să vă arăt și finalul. Asta e codul 308. Sunt foarte faine culorile. Wow! Și ce lucrez eu de obicei cu firele de la Woolens. Da? Maro, gri, pentru că, bineînțeles, m-au venit făcut elefanței. Și e cea mai solicitată culoare. Ok, astea maro pentru că vine Crăciunul și a venit făcut ursul. Iar cu ăsta de la Alize, culoare este 310, parcă. Unde scriu? Da, 310. Pregătesc un tutorial a unui ursuleț. Am primit și un cadou. Că avem nevoie de nasturi. Am zis că îmi dau comandă și chiar uitasem. Mulțumesc pentru cadou. Deci recomand și acest site. Au prețuri foarte bune. Îi găsiți și pe Facebook. Ok. Astea sunt culorile mele. Abia aștept să mă apuc de treabă. Să vă arăt ce lucrez și o să aveți tutorial și pentru asta. O minunăție drăguță de Crăciun. Da. O vulpiță. O să apară în curând și tutorialul la astfel de ornamente. Și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Like, comentarii, subscribe și vă aștept pe canal. Vă mulțumesc! O zi bună!